Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe canal. De data asta, după cum observați, ceva un piculeț mai diferit, pentru că suntem în VR, oameni buni, ia uitați-vă. Și sper că vă place, nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place. Ia zi mă, merită un like videoclipul ăsta sau? Păi eu zic că merită like-ul, frate. Așa ziceam și eu. Eu zic să strângem peste 10.000 de like-uri neapărat la acest videoclip. Vreau să văd cine a fost primul sau printre primii care a apăsat pe butonașul de like la acest episod. Nici bine n-a început episodul și voi deja ați dat acolo pe like. Și după cum vedeți, suntem în VR. Ați văzut, intro a fost făcut în totalitate de mine în acest joc. Și chestii de genul ăsta poți să faci în jocul ăsta. Practic îți iei caracterele, le dai viață mișcându-te și vocea tot tu le dai. Așa că poți să-ți faci diferite povești. Chiar am să vă întreb pe voi ce povești vreți să fac. Și poate dacă o să văd că vă place jocul și dacă vreți mai multe episoade, poate o să facem și povești din comentarii. Ar fi foarte tare. Bun, hai să ne alegem un environment. O să ne alegem undeva unde vrem să facem prima poveste. De exemplu, aș vrea să fac prima poveste în vestul sălbatic, ok? Suntem în vestul sălbatic și avem posibilitatea să ne alegem acum caracterele. Hai să alegem noi, uite, ăsta o să fie primul nostru caracter, ok? Iar ăsta va comunica cu cineva, cu cine va comunica el. Hai să alegem o fată, uite, o să fie fata asta. Ceva de genul ăsta o să fie fata asta, o punem aici, încercăm să o așezăm, țac. Am așezat-o, bun. Și acum, ei vor avea un fel de monstru în spatele lor. Va fi, uite așa, acolo, în spatele lor, un monstru. Și acum povestea e în felul următor. Asta e ce mi-am imaginat eu din capul meu, da? Intrăm în caracterul ăsta, așa să-i dau hop in. Și acum eu pot să controlez, vedeți că eu văd din perspectiva caracterului, da? Eu acum pot să controlez caracterul. De exemplu, pot să dau față foarte zâmbitoare, pot să dau față, wow, ce șocat sunt, nu-mi vine să cred. Sau pot să fiu foarte trist, o, Doamne, uite o lacrimă, îi dau un pumn la lacrimă, puf. Sau pot să fiu foarte nervos și sunt nervos și uite așa ară pumnul. Și cu emoțiile astea pe care le faci, tu poți să exprimi diferite chestii. Uite, de exemplu, pot să zic, ai grijă, e cineva în spatele tău, știi? Și așa se înregistrează. Hai să facem așa, hai să zicem, îi dăm record, începem înregistrarea. Bună dragă, ce mai faci? Nu te-am mai văzut de foarte multă vreme, dar stai puțin. Ce în spatele tău? Nu îmi vine să cred! Voi de capul meu, ce e aia? Uite, hai să fugim! Nu neapărat, hai să fugim! Și aici se termină înregistrarea, ok? Acum eu pot să dau să văd ce am filmat. Bună dragă, ce mai faci? Nu te-am mai văzut de foarte multă vreme. N-are nicio logică dacă nu-i dau voce și la caracterul ăsta. Ce în spatele tău? Nu vine să cred! Voi de capul meu, ce e aia? Aole. Uite, hai să fugim! Nu neapărat, hai să fugim! Ok, și acum îi vom da voce și acestui caracter. Intrăm în caracterul ăsta, ok? Și o să fie, uite așa o să aibă fața. Știi, sau ea o să fie fericită prima dată, dar după aia o să aibă fața așa, bun? Hai să vedem? Bună dragă, ce mai faci? Salut, nu salut! Foarte multă vreme, dar... Da, așa este! Puțin. Ce? Ce în spatele tău? În spatele meu? Vine să cred! Aoleu! De capul meu, ce e aia? Nu știu! Uite! Văd! Fugim! Haide! Nu neapărat! Repede! Fugim! Aș. Acum am amândoi voce. Și acum trebuie să aibă voce și caracterul ăsta, ok? Așa că vom da hop in în caracterul ăsta și... Mi se pare să amuzant că pot să vorbesc drept caracterul ăsta. Pot să-l fac foarte fericit. Hai, ce fericit! Doamne ferește. Sau foarte, foarte mirat. Sau foarte trist. Sau foarte nervos. Cred că o să fie nervos mai degrabă. Și o să-i dăm record în timp ce noi putem să auzim dialogul dintre ei. Hai să vedem. Bună, dragă, ce mai faci? Nu te-am văzut de multă vreme, dar da, așa este. Ce-i în spatele tău? În spatele meu, o să cred. Ce-i aia? Eu sunt! Uite! Hai să fugim! Monstru! Și aici... Așa s-a rezistrat și pe ultima 100 de metri vocea mea când vă explicam vouă. Dar acum, practic, video-ul nostru este filmat. Așa că, acum tot ce trebuie să facem este să ne uităm la el, practic, să vedem. Bună, dragă, ce mai faci? Salut, salut! Foarte multă vreme, dar da, așa este. Puțin. Doamne, ferește. Ce în spatele tău? În spatele meu? Vine să cred. Uite, capul meu, ce e aia? Nu, uite! Hai să fugim! Hai, neapărat! Și acum, dacă vreau, pot chiar să filmez cu o cameră. Chestia cu camera este că trebuie să fii undeva... Uite, de exemplu, am să dau teleport. Mă voi poziționa undeva aici, cred. Și sau între ei oarecum, pentru că vreau să filmez ca și cum aș fi un cameraman. Și acum o să fie ceva de genul ăsta. Începe de aici. Hai să vedem.
Bună, dragă, ce mai faci? Nu te-am văzut de foarte multă vreme, dar... Da, așa este. Ce-i în spatele tău? Ce-i în spatele ei? Ia să dăm? Să cred. Capul meu, ce-i aia? Ce-i aia? Uite! Uite! Hai să fugim! Haide, apărat! Repede! Fugi! Și aici... Și acum asta a fost filmarea. Și acum o să vedeți, o să dau aici save performance și practic am asta salvat videoclipul. Și acum hai să vedem cum a ieșit. Bună, dragă, ce mai faci? Nu te-am văzut de foarte multă vreme, dar da, așa este. Puțin. Ce-i în spatele tău? În spatele meu? Nu vine să cred. Ui, de capul meu, ce-i aia? Nu știu. Uite, hai să fugim. Haide, apără, repede. Hai să facem un show. Mi-a plăcut foarte mult mica povestioară și ca să înțelegeți, avem o limită de 3 caractere, cel puțin momentan. Nu știu, n-am ajuns mai departe în joc, dar momentan nu mai lasă să pun decât 3 caractere. Așa că vreau ca voi în comentarii să-mi scrieți o poveste pentru 3 caractere. O poveste foarte scurtă, de vreo câteva minute, și o să încerc să o reproduc în joc, să vedem dacă o să reușim. Bun, hai să vedem ce alt environment mai avem pe aici. Uite, de exemplu, ăsta e cu avion. Ia fiți atenți. Suntem în avion și mergem. Mamă! Ok, ce caracter vom avea noi? Și apropo, poți să le dai și obiecte. De exemplu, hai să zicem că vrei să pui un păianjen. Un păianjen va fi, uite, exact aici. Și poți interacționa cu obiectele respective, dar nu prea m-am jucat cu asta foarte mult ca să știu care-i treaba. Hai să-l punem pe ăsta, hai să-l punem pe ăsta aici. Asta mi se pare unul dintre cele mai amuzante caractere. Și ce caracter să fie înăuntru? Vreau un pilot de avion, avem un pilot de avion. Uite, 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 că am văzut eu. Pilotul de avion este chiar aici și va fi undeva aici. Hai să-l punem în locul unde stau eu acum. Încerc să-l rotesc. Bun, deci pilotul de avion va sta aici, iar acum vreau încă un caracter care să fie al treilea caracter, practic. Ce caracter să mai aleg eu de pe aici? Sunt foarte multe amuzante. Uite, fata asta o să fie. Fata asta, iar fata asta va sta undeva aici. Uite așa. Bun, și hai să facem vocea. Practic o să luăm, primul caracter o să fie pilotul, da? Suntem pilotul, ok, vedeți? Avem posibilitatea să fim foarte bucuroși. Bine, o să fim, cred că, speriați. O, Doamne, nu fa asta, nu te arunca de pe avion! Că zicem că e nebun și vrea să arunce de pe avion sau habar n-am ce vrea să facă. Dar o să zicem, nu, suntem foarte triști. Hai să vedem dacă reușim să facem un fel de roleplay. Hai să vedem. Păi și nu uitați să apăsați butonașul de like, da? Dacă ați ajuns până aici și nu ați apăsat încă, apăsați-l chiar în acest moment. Vă mulțumesc mult de tot dacă ați făcut acest lucru. Și hai să-i dăm drumul. Începe. Vai, Doamne ferește, nu fă așa ceva! Cum să te arunci din mers? Eu înțeleg că ești nerăbdător, dar nu este posibil. Uite, vorbește și tu, fată, zi! Da, e și ea de acord, ai văzut? Adică n-ai cum să te arunci din mers, trebuie să aștepți până ajungem la aeroport, ok? Păi da, mă, frate, dar totuși, haide înăuntru, uite, și păianjul nu vrea să vorbească. Sincer, nu te arunca de aici. Haide, rapid, rapid, te așteptăm. Ați observat că acolo am făcut niște mici pauze. Pauzele sunt pentru celelalte caractere, ca celelalte caractere să poată vorbi în momentul respectiv, da? Hai să vedem, o să dăm un pic play. De fapt, hai să dau un pic teleport ca să putem să vedem din altă perspectivă. Suntem acum pe aripă și hai să vedem cum se vede. Vai, Doamne ferește, nu fa așa ceva! Cum să te arunci? Se vede bine! Eu înțeleg că ești nerăbdător. Și aveam fața corectă, posibil. Era uite, puțin nervos. Și tu, fată, zi. Aici o să trebuiască să vorbească fata, o să trebuiască să-i punem ei. Ești de acord, ai văzut? Adică n-ai cum să te arunci din mers, trebuie să aștepți până ajungem la aeroport, ok? Și aici o să vorbească el. Păi da, mă, frate, dar totuși... Hai să vezi, curios cum o să iasă. Uite, foarte curios. Vrea să vorbească. Și păianjul, nu? Nu te arunca de aici. Haide, rapid, rapid, te așteptăm. Și până și corpul ți se mișcă corect, știi? Bun, hai să vedem, hop in și o să luăm acțiunea fetei. Numai fata nu o să spună foarte multe decât când îi vine rostul să se spună. Și o să fie foarte speriată. Speriată o să fie. Și supărată. Supărată mai degrabă. Hai să vedem. Vai, Doamne ferește, nu fă așa ceva! Cum să te arunci din mers? Eu înțeleg că ești nerăbdător, dar nu este posibil. Uite, vorbește și tu, fată. Da, este adevărat! Da, este adevărat, scuze! Da, e și ea de acord, ai văzut? Adică n-ai cum să te arunci din mers, trebuie să aștepți până ajungem la aeroport, ok? Păi da, mă, frate, dar totuși, haide înăuntru, uite, și păianjul nu vrea să vorbească. Sincer, nu te arunca de aici. Haide, rapid, rapid, te așteptăm.
Acolo am uitat că trebuia să-i fac vocea fetei. Și... ok, nu știu ce o să iasă, dar vedem acum. Și acum facem și caracterul ăsta. Hai să vedem. Preluăm caracterul ăsta și ăsta o să zică că el vrea să se arunce, că nu mai are răbdare până ajunge la destinație. Hai să vedem, o să fie foarte... așa o să fie. A? E bine așa sau... sau așa? Așa o să fie. A, vreau să mă arunc! Ok, record. Ia să vedem. Vai, Doamne ferește, nu fă așa ceva! Cum să te arunci din mers? Eu înțeleg că ești nerăbdător, dar nu este posibil. Uite, vorbește și tu, fată, zi! Da, este adevărat! Da, este adevărat, scuze! Da, e și ea de acord, ai văzut? Adică n-ai cum să te arunci din mers, trebuie să aștepți până ajungem la aeroport, ok? Nu, eu vreau să mă arunc chiar acum, nu mai am răbdare! Uite, dar totuși, haide înăuntru, uite, și pe Angel nu vrea să vorbească. Sincer, nu... mă spere! Haide, rapid, rapid, te așteptăm. Și asta e filmarea. Ok, hai să-i dăm un play să vedem ce a ieșit. Vai, Doamne ferește, nu fă așa ceva! Cum să te arunci din mers? Eu înțeleg că ești nerăbdător, dar nu este posibil. Uite, vorbește și tu, fată, zi! Da, este adevărat! Da, este adevărat, scuze! Da, e și ea de acord, ai văzut? Adică n-ai cum să te arunci din mers, trebuie să aștepți până ajungem la aeroport, ok? Nu, eu vreau să mă arunc chiar acum, păi nu mai am răbdare! Frate, dar totuși, haide înăuntru, uite, și pe Angel nu vrea să vorbească. Sincer, nu te arunca de aici. Haide, rapid, rapid, te așteptăm. Să începem o altă poveste și de data asta vom avea una într-un ăsta de, într-un spital. Dar e un spital un pic mai diferit pentru că aici nu sunt pacienți oameni, ci sunt pacienți piniata. Așa că hai să vedem, stai așa să mă teleportez de fapt mai întâi. Vedem teleport și vreau să fiu undeva aici. Și vedeți că este o operație și are bomboane înăuntru piniata. Avem nevoie de niște doctori. Hai să vedem, găsim niște doctori pe aici. Trebuie să fie ceva doctor corect. Uite, uite că am găsit. O să fie domnul ăsta. Iar domnul ăsta va fi doctorul principal, ok? Va fi doctorul principal și vom avea doctorul cel secundar. Cred că ăsta va fi doctorul cel secundar. Ok, mi se pare o idee bună și pe cine să mai avem? Mă uit pe aici ce alt caracter ar putea integra. Îl avem și pe Heavy Weapons Guy din TF2. Nu știu dacă îl știți. Eu m-am jucat foarte mult TF2 la vremea mea. Și da. Ok, o să fie și el. Bun, hai să-i dăm așa. Îi dăm hop-in. Și vom fi doctorul. Și o să facem o poveste. Stai să mă gândesc. Deci o să fie o poveste. Pacientul nostru mai are puțin și își revine. Ce putem noi să facem să-l ajutăm? Iar ăsta va spune, putem să mâncăm bomboanele din el și o să zic, nu fă așa ceva. Și o să vină ăsta și o să mănânce tot. Și asta o să fie povestea, hai să vedem dacă o să reușim. Doamne ferește, ce creepy! O să fie, hai să mă gândesc, deci o să fie serios? Nu, o să fie bucuros, că mai are puțin și îl scoate pe pacient. Hai să vedem, o să începem de aici, așa? Și hai să vedem. Mai avem foarte puțin și îl vom scoate pe acest pacient. Aproape este totul gata. Vedeți, bomboanele sunt înăuntru. Are tot ce-i trebuie. Ce părere ai, domnule doctor? Nu fă așa ceva, nici vorbă! Cum să faci așa ceva? Doamne ferește, ai nebunit? Și ce dacă ți-era foame? Și tu? Doamne ferește, o să moară piniata-ul! Bă, voi sunteți normal la cap? Doamne, cu cine lucrezi? Ăsta a fost primul caracter. Hai să vedem, îi dăm play. Mai avem foarte puțin și îl vom scoate pe acest pacient. Iasă. Aproape este totul gata. Vedeți, bomboanele sunt înăuntru. Okay. Are tot ce-i trebuie. Ce părere ai, domnule doctor? Iar aici va trebui să vină nu el. Nu așa ceva, nici vorbă. Cum să iar aici când era panicat, Doamne ferește, ai nebunit. El va mânca din pacient, și practic. Și ce dacă ți-era foame? Și tu? Doamne ferește, o să facem celelalte două caractere fără să mai dau play după aia, pentru că oricum o să vedeți tot. Bun, așa dăm hop-in. Și acum o să fie tot fericit, după aia o să fie foarte, foarte bucuros. Nu foarte bucuros, foarte șocat. Hai să dăm record și începem. Mai avem foarte puțin și îl vom scoate pe acest pacient. Aproape este totul gata. Vedeți, bomboanele sunt înăuntru. Ce părere ai, domnule doctor? Eu mănânc de aici. Fă așa ceva. Doamne ferește, ai nebunit? Dă-mi foame. Și ce dacă ți era foame? Păi... și tu?
Doamne ferește! Și nu e foame! Să moară piniata-o! Bă, voi sunteți normali? Dar ce-a făcut șeful? Cu cine lucrezi? Ok. Bun, și acum dăm de la Heavy Weapons Guy, ăsta o să trebuiască să aștepte ca toată lumea să vorbească și după aia o să fie... Ce fericit e. Bun, hai să dăm record. Mai avem foarte puțin și îl vom scoate pe acest pacient. Aproape este totul gata. Vedeți, bomboanele sunt înăuntru. Are tot ce trebuie. Ce părere ai, domnule doctor? Eu mănânc de aici. Nu fac așa ceva, nici vorbă. Cum să faci așa ceva? Doamne ferește, ai nebunit? Dă-mi foame. Și ce dacă ți era foame? Și tu? Doamne, să moară piniata. Sunteți normal la cap? Au, ce-am pățit? Cine lucrezi? Bun, și asta e filmarea, așa. Mai avem foarte puțin și îl vom scoate pe acest pacient. Aproape este totul gata. Vedeți, bomboanele sunt înăuntru. Are tot ce trebuie. Ce părere ai, domnule doctor? Eu mănânc de aici. Nu fac așa ceva, nici vorbă. Cum să faci așa ceva? Doamne ferește, ai nebunit? Dă-mi foame. Și ce dacă ți era foame? Și tu? Doamne ferește, să moară piniata-o. Voi sunteți normal la cap? Ce-am făcut, șeful? Cine lucrezi? Data asta vom face undeva într-o zonă de stand-up comedy și vreau ca și caracterul care va spune glume să fie ăsta, pentru că ăsta mi se pare, v-am mai spus, mi se pare cel mai amuzant caracter din joc până acum, cel puțin din ce am descoperit eu. Sunt multe caractere pe care nu l-am testat, dar ăsta mi se pare cel mai amuzant și va trebui să fie cineva care spune că nu-i plac glumele lui. Să fie gigelul ăsta? Hai să fie gigelul ăsta. Și ăsta va sta undeva aici și... Atât, o să fie o conversație între doi oameni doar, de data aceasta. Hai să-i dăm așa și trebuie să... O să fim așa foarte șmecheri, mamă. Ia să vedem și o să... Trebuie să spun o glumă. Bine ați venit, oameni buni, la stand-up comedy. Astăzi o să vă spun o singură glumă pentru că doar atâta știu. Hei, hei, nu mă întrerupe, ok? Nu mă întrerupe. Eu spun glumele aici, ai înțeles? Bun, oameni buni, un șnur se uita în oglindă și spunea: Doamne, ce șireți sunt! Ho, ho, ho! Nu ți-a plăcut gluma, atunci du-te! Lasă-ne în pace! Uite, lor le-a plăcut gluma, ok? Lor le-a plăcut! Dacă nu-ți place, vin, o să-ți dau pumni! Haide! Și asta a fost înregistrarea lui. Și acum hai să înregistrăm din perspectiva lui. Și asta o să zic că... Fiți atenți, o să fac așa. O să fie nervos și o să zic că nu i-a plăcut gluma. Ia să vedem. Bine ați venit, oameni buni, la stand-up comedy. Uau, pleacă de aici, nu ne place. Știu. Hei, hei, nu mă întrerupe, ok? Te întrerup. Nu mă întrerupe. Ba da. Eu spun glumele aici, ai înțeles? Nu mă interesează. Oameni buni, un șnur se uita în oglindă și spunea: Doamne, ce șireț. Wow, wow, nu e frumos. Nu ți-a plăcut gluma, atunci du-te. Unde? Lasă-ne în pace. Nu vreau. Uite, lor le-a plăcut gluma. Nu le-a plăcut nici lor. Le-a plăcut. Ba nu e adevărat. Să-ți dau pumni. Hai să ne batem. Și asta a fost povestea. Bine ați venit, oameni buni, la stand-up comedy. Astăzi o să vă spun o singură glumă pentru că doar atâta știu. Hei, hei, nu mă întrerupe, ok? Nu mă întrerupe. Ba da. Eu spun glumele aici, ai înțeles? Nu mă interesează. Bun. Oameni buni, un șnur se uita în oglindă și spunea: Doamne, ce șireți sunt. Wow, wow, nu e frumos. Nu ți-a plăcut gluma, atunci du-te. Unde? Lasă-ne în pace. Nu vreau. Uite, lor le-a plăcut gluma, ok? Nu le-a plăcut nici lor. Nu le-a plăcut. Dacă nu-ți place, să-ți dau pumni. Hai să ne batem. Și cam atât a fost cu episodul de azi, sper că v-a plăcut. S-a terminat? Da, s-a terminat deja. Asta e, poate dacă o să le placă și dacă o să dea multe like-uri, poate, poate o să mai facem și alte episoade, a? Ce zici? Eu zic că da. Și tu? Da, da. Ok, sper că v-a plăcut. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!